o vreme. Mă bucur să fiu aici, sunt emoționată să fim în sala aceasta, nu cred că am mai fost din liceu și îmi face plăcere că e atât de frumoasă. Mă bucur că ne vedem cu toții. Așa cum spunea Florin, noi ne-am întâlnit mereu pe câțiva de la B și de i-am mai văzut la Esmeralda, cu care m-am împrietenit după anii 20 și am o relație minunată. Dar despre colegele de la A sau F, mult mai puține știam și mă bucur să fim măcar câțiva împreună. Sunt medic, o specialitate de care probabil că știți mai puțin, care se numește medicină sportivă, dar care este, zic eu, sau mie îmi place pentru că este, am de-a face cu oameni tineri, optimiști, foarte ambițioși. Da, și asta e un lucru plăcut și reconfortant pentru orele petrecute acolo. Sunt profesor la Facultatea de Medicină. După niște ani am constatat chiar că îmi place mai mult să fiu profesoară decât doctoriță, deci îmi pare bine că am făcut pasul acesta. Am trei fete, mie și faza cu băiatul. Nu știu dacă v-am dorit foarte mult, dar oricum am trei fete minunate. Doi nepoți despre care deja ați auzit și sper să ne mai vedem cât mai des și să păstrăm amintiri plăcute împreună așa cum am făcut-o în timpul liceului și dacă până acum sigur n-aveți nevoie, n-ați avut nevoie de mine, vreau să vă spun că exact, dar de acum încolo s-ar putea să aveți nevoie pentru că specialitatea mea presupune și o latură profilactică de prevenire a bolilor datorate sedentarismului și aș vrea să vă spun că una dintre activitățile cele mai recomandate pentru vârsta noastră tânără este dansul, așa că de-abia aștept să o punem în aplicare mâine și îmi pare rău pentru cei care nu pot exersa alături de noi. Dar da, sperăm că vor face în viitor. Le pui și tu pe Facebook. Ce să vă pun? Ok. Mulțumesc.